În cursul zilei de ieri, polițiștii din Ocnașugatac au fost sesizați prin plângere de către o femeie de 82 de ani despre faptul că nepotul ei, în vârstă de 29 de ani, ar fi amenințat-o. În cauză, oamenii legii au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele bărbatului și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de amenințare.